Nu și condiții este posibil în coaliție. Așteptările pe SRM-ul, așteptările Federației Rusă, dacă au ei speciale. Și te condiționează, se fac. Noi trebuie la o jumătate, două, să semnăm un acord cu dumneavoastră. Să fie și semnat, asta e. Acum vorbim că calendar. Da, ok, nu, nu, calendar. Deci, nu condiții. Asta, adică ce trebuie? Trebuie să semnăm un acord cu dumneavoastră. Aha. Eu și cu dumneavoastră. Care să fie la ambasador. Ambasadorul Federației Rusă. Ok. Care să fie în prezență, în prezența lui, semnale la mine, la pșinței, că aici la nu știu cum okay. Să fie. Ok. Să-l chemăm cu aici, nu știu cum să fie. Înainte de Consiliul Republic. Așa. Ideal că tot... Asta-s condițiile lor. Da. Ok. Adică, semnarea unui acord. Da. Semnarea unui acord. Și am văzut noi, sau este așa. Acordul. Acordul. În prezența lui, deci să vadă el că nu... Ok. Semnarea unui acord în prezența ambasadorului. Asta eu și dumneavoastră. Clar. Bun, cam desură, pentru că președinte, PSRM, cam desură, ca forma te vorbesc. E Odiu Cureceanu trebuie să semnezi. Nu, după să semnați pe urmă, hai, hai să luăm. Asta e ceea ce include inclusiv unele chestii care nu putem să le punem în acordul deschis. Ok, hai. De ce ea semnează acordul ăsta? Și noi înțelegem noi doi colicini, nu doar partea de este colicinal. Eu pun asta primele, că eu ne-am pus la zel. Și așteptările ei, PSRM-ul, noi tot, eu pun asta în Federația Rusă. Așa. Păi și să luăm. Da. Ideal ca acordul, și ieși în acordul ăsta, tot, dacă putem tot, dacă nu, cu excepția la un singur punct care e federalizat, să fie în acordul public, care să fie semnat de dumneavoastră și Greceană, astăzi. Atunci eu ăsta îl scriu confidențial. Da. Și punctul 2. Semnarea. Memorandum, acord. Ei trebuie să gândească în față. Memorandum între partidii deja. Partidii, respectiv. Eu și Zinaida Greceanu. Greceanu. Așa? Partidii, DP. Și Zinaida Greceanu. Toate se va și conținut. Maxim și puteți, pentru că este să fie public. Ok. Public, secundă. Public. Public. Asta și public. Bun. Cu conținut identic de dorit. Voi ați spus că sunteți gata cu conținut identic tot, cu excepția la un punct. Conținut. Cu conținut identic. Nu. Acum spune ce e la grijă, ce se unea, ce este acord ei. Identic. Și punctele care? Sau ei insistă și ei practic? Iar vrea tot. Nu, e bine, eu înțeleg pe dânșii. Și așa Cozac mai tare este. Dar noi Cozac e anestat și am făcut alt formulare care i-a dat lui Sergiu, formulare care se fie în loc de federalizare. Ok. Hai să vedem. Cu consultul identic acordul cu posibilitatea substituirii. La un cuvânt ați văzut, da? La un punct, formularea. Atunci. Am văzut. Vine punctul 2. Nu, și noi încă n-am convenit pe acordul ăsta pe urmă cu ministerul, ceea ce insistă. Atunci, în locul cuvântului, de federalizare, eu au fost de acord să scriu cuvântul, cum se iei? Особый статус. Ну, есть формулары. Предусматриваю, что Исполнительно распределитель. Это поза предиктора. Вообще как? Там как Камкала, как и ушка.
Faci mai puțin. Полномочия. В политическом, экономическом, социально-культурной сферах. В политической, экономической, культурной... социокультурной сфере. Сфере. Если... Астек пока... Аккорду. Аккорду. Да. Моя у ей, а она у вас сейчас пишет. В министерстве. Окей. А сегодня? Тут я был. Да, стоит далеко. Окей. Хай. Три. Министерия. Я мне лицо сказал. Ну, Влад сказал, что у вас единое целое. Да. Вы вместе. И какая разница? Покрасьте кого-то в красном. Потому что это нужно, этот МИД и МВД, для того, чтобы показать всем, что демократы пошли на то, что социалисты просили права. А какая разница, раз мы все одно? И в основном чуть-чуть. Adică, care e formula ultima voastră? Exterior și interior. Deci, ați ceva să e, intră și de până la urmă, că eu nu o să mă duc singur. Eu vreau să văd așteptările lor. Și a voastră. Haideți așa, vicepremier de pe reintegrare. Ok. Vicepremier de reintegrare. Reintegrare. Ministerul de apărării. Gata, nici la ministerie. Da. Ministerul apărării. Apărării. Ministerul de externe. Ministerul de externe. Și Ministerul de interne. Este ceea ce ne-a început public. Ministerul de interne. Mai departe? Ministerul finanțelor și gata. Sau agriculturii, Ministerul agriculturii, de exemplu. Ne mulțumim sau mai să vorbim pe este, așa să apare încă, da, mai dat ceva, mai dat asta, hai mai bine să mergem toată listă. Nu, noi putem să ieși și noi separat am vorbit, de curtea constituțională, tot să vorbim. Adăvă gaz, de toate chestiile astea am vrut putem separat. Eu nu vreau să apară, eu vreau acum să scriem tot, pentru că, repet, tu ai o teorie, ta care te-a învățat undeva, numai nu în la noi. Eu și eu, așa zic, deși nu mai dați. Putem să aflăm toată lista, că eu vreau să vorbesc cu băieții și eu nu vreau să blefuiesc, să zic, eu deja vreau să scrim o dată ca să nu ai posibilitatea să mai vii și să mai zici ceva. Nu putem să facem toată lista până la sfârșit. Păi să iei acordă și însemna. Asta apare înseamnă că înainte se mai acordă. Eu vreau acum să apară toate discuțiile. Tot obligația care eu le fac. Aici n-a să apară nimic, în acord n-a fac și ieșirea la sus. Bă, hai bine. Ce am vorbit noi și ce consider că este ok să luați? Eu vreau să fac tot calculul. Dar e corect este, sau ori nu? Hai altfel, eu vreau să anihilez posibilitatea ca după fiecare semnare, după fiecare discuție, să mai adaug ceva. Am simplificat. Pentru că aia așa o chestie, o teorie. De acum în ce dat, am luat tot acolo parte, dar și mai dați. Nu okay. Când aștept să mă dau pe tărița asta, că nu prea singur vrei să semnăm, să decidem. Hai să nu mai țăcănim, să nu mai tragem, să nu mai îmblăm pe sub masă. Pur și până la urmă scrie, că eu vreau să cu tot tărița. Ok, în acord de scrie zice și hai să scriem ce sunt speaker, dar pe ei este în acord asta. Este să scriem toate cele competențe la știință de SIS și așa mai departe, asta este scris. Să mai scriem încă o dată? Nu, eu mie, eu vreau să vorbesc acum, că am adunat acum băieții, că ia din acum. Eu trebuie să spun chestia sau să le afli după. Evident, eu nu aștept la nimeni nimic. Înțeleg. La nimeni nimic, deși sună iasă, sună freșe, pentru că neavând certitudine cu ce se vede la Moscou, eu n-am putut să vorbesc. E logic și așa le-am înțeles. Cred că știe Serghei? Pentru că eu l-am repetat. Unii chestii, unii, puțin mai multe, poate știe decât alții, ce votară cu văză niște discuții și trebuie să se chestia asta. Mai mult nu știe nimeni nimeni. Eu i-am ordinat plus la ora 2, vreau să-i spun tot chestia asta. Dar nu pentru că și zicem, da, ok. La 2? Eu pot să-i strâng și la înainte, că sunt 6 oameni. Dar eu îi strâng înainte. Eu n-am probleme, eu repede strâng mai înainte, acolo și așa până și. Numai că eu vreau să-i spun totul și după ce mă întorc, și încă chestia asta, că e cum mă și încă chestia asta. Eu, hai să vedem altă chestia asta. Dar eu trebuie să vedem, sau o mai întâlnim. Este acord, după mine. Hai toate le scriu. Iar că eu, poate, vreau să scriu. Prima, pentru că chestia asta și mai este. Pentru că noi trebuie să le facem chestia. Eu spun că asta e promisiunea noastră.